O anchetă făcută în urmă cu vreo 3-4 ani a arătat că în țara noastră ar putea fi 1 milion de bătrâni lăsați să se descurce singuri de copiii și nepoții care au plecat la muncă peste otare. Bătrâni de care statul bate practic joc. În azilele de stat din România nu mai găsești loc decât cu relații sau cu intervenții. Pentru că tot mai mulți oameni, uite de unde au plecat. Uite că mama și tata sau bunicul și bunica nu s-au permis un KFC sau o pizza în viața lor. Au tot strâns ca să ne dea nouă. Iubiții mei, spunea Ana Frank o chestie extraordinară, un lucru extraordinar. Primim multe flori la mormânt, mai multe decât în timpul vieții. Și de ce? Că regretul e mai puternic decât recunoștința.